O proxenetă urmărită internațional a fost prinsă la Lugoj. Femeia în vârstă de 23 de ani se ascundea de ceva vreme de oamenii legii. Norocul a părăsit-o pe femeie, iar polițiștii au capturat-o în apropierea pieții Victoriei din Lugoj. Aceasta a ajuns direct după gratii. Față de aceasta, autoritățile judiciare din Belgia au emis mandat european de arestare în vederea extradării pentru comiterea infracțiunii de proxenetism. Femeia a fost predată serviciului de investigații criminale Timiș, fiind prezentată procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Aceasta a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.